Am găsit doamnelor și domnilor la o nouă întâlnire cu Cărțile pe față. Am bucuria de a o avea alături pe, de mine în această ediție pe doamna Carmen Firan, scriitoare din nou în platoul emisiunii noastre. Mulțumesc foarte mult pentru prezență! Și eu mulțumesc! Aș vrea pentru început să reamintim că sunteți stabilită de 20 de ani în Statele Unite ale Americii, în New York și că sunteți autoare de poezie, proză, eseuri, teatru, scenarii, cărți publicate deopotrivă în România și în America Ne întâlneam în urmă cu aproximativ un an și evaluam oarecum, să zicem, efectele pandemiei în viața dumneavoastră și în literatura dumneavoastră și iată-ne acum într-o lume, eu știu, în care alte crize sunt la ordinea zilei, cea economică, cea energetică, criza războiului. Și v-aș întreba pentru început cum a fost anul acesta pentru Carmen Firan, cea trăitoare în America. A fost și este încă un an de tranziție. De tranziție nu neapărat din ceva în ceva, ci de tatonare și de un an de a înțelege, practic, spre ce ne ducem. Um, odată ce pandemia a pus, cumva, deși sperăm, sperăm deși semnele, cum să spun, uh, mici zbucniri mai are, odată ce a trecut, ne-am gândit că ne vom relua viața de unde am lăsat-o, cu obiceiuri, cu stilul de viață, cu uh, stilul nostru imperfect de viață al fiecăruia. E faptul că, tocmai acum, slăbiți nervos, vulnerabil emoțional, vine o altă criză, intrăm într-o altă stare de neliniște, de nesiguranță, cred că este nefavorabil și pentru creatori culmea care s-ar spune că își trag uh, esența din uh, încleștări, din timpuri așa numite interesante, dar pentru fiecare dintre noi. Cred că am început să ne punem uh, întrebări pe care înainte nu ni le puneam și nu nu mai datorită perioadei de carantină și de pandemie, ci și uh, legate de viitorul nostru ca oameni, ca individualități, ca planetă, ca specie umană, întrebări care înainte nu, nu ne veneau cu atâta ușurință cu care ne vin acum, ceea ce este uh, interesant, dar și îngrijorător. De exemplu, mi se întâmplă să ne întâlnim cu prieteni și în America, și în România, și să aud tot mai des afirmația: Ce bine că nu mai suntem tineri! Ceea ce mi, mi se pare îngrozitor, înfiorător. Să spui cu satisfacție că ce bine că nu mai ești tânăr, adică ce bine că ai apucat să trăiești ceva până când nu se știe ce o să mai apuci să trăiești sau cum o să fie acel viitor despre care toată lumea ține tăcere, viitorul a devenit o necunoscută cu o anumită schimonoseală, nu e o necunoscută de bine, e o necunoscută cumva urâtă, pe care vrei să o îndepărtezi, să nu mai vorbești despre ea. Și fiind asa, această complexitate emoțională și psihologică, care unii sunt conștienți, alții sunt mai puțin conștienți, ce poți să faci este practic ca în chestionarul lui Prust, dacă ar fi o deviză pe care ar trebui să o ai, cred că ar trebui să fie trăiește clipa. Uh, pentru mine, eu niciodată n-am avut mare încredere în viitor. Din multe puncte de vedere, când eram foarte tânără, în timpul dictaturii, lui, <coughs> dictaturii comuniste, viitor, cum să spun, știam că nu ne putem baza pe el. După aceea când ajungi la maturitate sau la anumită vârstă adultă și după aceea când încep chiar să îmbătrânești, viitorul este un animal straniu pe care vrei să-l ții cât mai departe de casă. În ziua de azi, viitorul este o cutie a Pandorei din care nu știm ce va ieși. Uh. Pare cumva că epoca bunăstării a trecut și de acum încolo o trăim așa, dintr-o criză într alta, nu? Așa pare și mai pare ceva. Faptul că uh, au început să, să fie dificile orice fel de întreprinderi personale. Vrei să călătorești. Nu mai așa de simplu ca înainte, sunt tot felul de piedici care vor fi justificate, unele cred că sunt chiar intenționat făcute ca să mai descurajeze puțin această mișcare, de exemplu, companiile aeriene. Bașile anulează zborurile, bașile reduc, ba au întârzieri, adică eu zic o tachinare a persoanei care îndrăznește să facă ceva. Să se comporte, să se comporte normal. normal. Da. Uh, și asta nu este, cum să spun, sper că nu este o, o scenarită în care, mă fer, în care mă feresc să cad pentru că este foarte extinsă și în America, de fapt, și aici. Sunteți în România și la Craiova pentru a lansa și aici, la Craiova, cel mai nou roman Singurătatea bărbaților. Este o carte pe care ați publicat-o la începutul anului și care a fost deja lansată în primăvară la Bookfest. Este un roman care continuă, îl continuă pe cel precedent, ne aduce aceleași personaje, mă refer la umbra pierdută, cel din 2018. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Cred că e o premieră și pentru literatura dumneavoastră să continuați cu aceleași personaje. Știți, nu am avut intenția asta. De fapt, vreau să scriu alt roman, dacă care scriu acum, dar personajele astea ale mele... Și -au... Mai aveau ceva de spus? Da, și-au scris, scris singure destinul. Și probabil că era nevoie de a face oarecum dreptate în destinul unora dintre personaje. Um, autorul e de multe ori nedrept cu anumite personaje ale lui și cred că Pirandello a avut extraordinar de mare dreptate în toată concepția lui despre artă și literatură și dramaturgie. Sunt personaje care își hăituiesc autorul și indiferent dacă tu vrei să-l omori pe unul la sfârșit, nu știu cum face că la supraviețuiește. E peste capul tău. E, acest roman este cumva peste capul meu pentru că este cerut și scris de eroii din umbra pierdută practic, uh, ambele romane sunt romane de cuplu. Uh, în esență, ele sunt prezentate drama emigrantului. Nu este drama emigrantului, este... Ei puteau și dacă nu emigrau, aveau același destin dacă ar fi rămas în România uh, cum, s-au uh, dus în New York. Deci nu aș merge mult pe ideea de emigrant, ci pe ideea de cuplu, de relație femeie-bărbat, uh, maestru-discipol, uh, Creator uh, uh, și inventator de suflete. Uh, este un roman la care, pe care l-am scris în gând, mult timp, și l-am scris foarte repede pe hârtie, după aceea. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că a fost ceva și de care voiam să scap, uh, dar mai înseamnă și o formă de plăcere. Am avut mare plăcere să scriu la aceste două romane. Adică. În momentul în care le-am terminat, am fost puțin tristă pentru că știam că urmează uh, și depresia aceea care vine după ce uh, naști cartea și rămâi golit și stors, și te gândești încotro o iau acum. Uh, sigur, că o iei spre lectură, spre uh, să te uiți la oameni, să încerci să-ți imaginezi o viață în spatele unei persoane care stă într-un aeroport sau într-un compartiment de tren. Și să imaginezi cine e, are copii, e însurat, ce lucrează, ce gândește, ce, care e mâncarea lui preferată. Fiecare om este un univers până la urmă și fiecare om are o poveste care ar merita pusă într-o carte. Uh. Vreau să citesc câteva rânduri de pe coperta 4. Mai întâi ce spune Andrei Codrescu... Singurătatea bărbaților este un roman perfect, scris cu sensibilitate și o sagacitate rară. Această carte conține un veac de înțelepciune despre timp, vârstă, dragoste și soartă, creând un gen de suspans rar azi în literatură. Uh, și un alt nume celebru, Mircea Cărtărescu, spune că un roman care are multe calități, dar mai ales una foarte rară în proza românească, faptul că se citește ușor, deși e complex și plin de umanitate. Se citește ușor asta, cred că au remarcat-o și au remarcat lucrul acesta și cititorii Umbrei Pierdute și cititorii acestei cărți. Asta nu înseamnă că nu are mai multe straturi și că nu merge către mai multe tipuri de public. V-ați gândit la lucrul ăsta sau se gândește Carmen Firan când scrie către cine se duce cartea? Nu, tu mă pregăteam să-mi cer scuze pentru asta. Glumesc. În general, uh, când cineva îmi comentează o carte, cineva care nu mă știe prea bine îmi spune, știți, chiar am înțeles ce a scris. Poate că ar trebui să scrieți mai ușor. Asta îmi spuneau mulți prieteni da, când crezi? eram mai tânără. Da, poate scrii și tu ceva care să prindă la mai multă lume. Um, nu m-am gândit și nu cred că se gândește nimeni cum scrie. Și uh, Încă o dată, e calitatea personajelor. Uh, personajele din carte sunt cele care au vrut să se dezvăluie mai în goliciunea lor, fără, fără, straturi, fără aparențe și cred că asta face bine pentru că duce până la urmă la o formă de naturalețe și de firesc. la da? care eu tindeam de mult în proză, dar sunt cele mai greu de atins. Simplitatea. Într-adevăr, văd că și cei care, și Andrei Codrescu, pune, pune, accent tot pe ideea aceasta de cuplu, care este cumva în prim planul romanului, dar se detașează, ca și în alte cărți ale dumneavoastră, și ideea aceasta a emigrației, a felului în care emigranții și dezvoltă destinul odată ajuns și pe pământul făgăduinței, fie că vorbim despre succes, fie că vorbim despre eșec, chiar dacă acestea le-ar put putea bântui la fel și în țara de origine. Este totuși o temă predilectă a scrierilor dumneavoastră Este o temă care cred eu că este de mare actualitate Pentru că de fapt emigrația a devenit așa un lucru destul de comun în lumea de astăzi De ce vă tentează totuși tema aceasta? De ce Personajele sunt în general emigranții Vă ajută faptul că până la urmă și biografia dumneavoastră este la fel? Probabil că a fost inerent Emigrația unui este european în New York Este o experiență interesantă Totuși America are puțină diferențe culturale și de stil de viață față de Europa și uh, mai contează foarte mult anul în care emigrezi, timpul în care emigrezi. Personajele mele au emigrat înainte de 1989. Practic eu prezint o familie sau o relație de cuplu care tre trece din timpul comunismului prin perioada grea de adaptare în New York. Până în, zile, până în ziua de astăzi, cum, cum spuneți, emigrația un hotel cu ușile la perete, în care intri și plevi și pleci și după pofta inimii și după punga, bineînțeles. Dar, psihologic vorbind, emigranții, înainte de căderea cortinei de fier, erau oameni care puteau să plece și să tragă după ei o ușă grea de fier, care putea să rămână. Închisă, închisă pentru pe totdeauna, totdeauna da. sunt uh, oameni care n-au ajuns la mormântarea părinților sau au avut drame de familie cu copii abandonați, lăsați imposibil de adus în timp ce emigrația de astăzi este mai mult o alegere pe, pentru rațiuni financiare sau profesionale sau uh, de curiozitate uh, este cu totul alt tip de uh, și așa zis a adaptare a emigrantului Deja nu se mai pune problema asta. Emigranții se duc deja adaptați în lumea în care ajung. Deci pentru mai... într-un fel, și lumea din care pleacă seamănă în mare parte. Este absolut Plus aproape mulți la fel. tineri își fac studiile înainte exact. În... Este este ca și mult mai ușor. Cum vă spun eu, când m-am mutat din Craiova în București, am emigrat mult mai dramatic decât am emigrat din București în New York. Am simțit dezrădăcinarea și adaptarea la capitală, venită din Craiova tânără la 19 ani, mult mai dramatic. Mă simțeam provincială, nu știam și să mă duc la o redacție, să mă duc poezii sau cum se făcea, te duceai cu poeziile nu în geantă la Casa Scânteii, la o revistă. Era un efort extraordinar de mare emoțional. Eram foarte timorată pentru că eu trăisem într-un oraș patriarhal, liniștit, cu trei străzi, cunoșteam toată lumea, un oraș universitar, dar un oraș tihnit, așezat, în care aveam controlul lucrurilor. Ei, acolo, dintr-o mi s-a părut un balaur orașul. Când m-am ajuns în New York, nici pomenală, parcă mama mă scăpase pe asfaltul din New York. Deci foarte interesant. Apropo de afinitate, de adaptare, depinde vârsta la care, mai depinde și în ce medii sau în ce cercuri ajuns și care sunt aspirațiile tale și ce noroc ai. Toate lucrurile astea împreună spun ceva despre emigrație și despre destinul unui emigrant. În cartea mea este vorba despre o femeie, să zic simplă, dar balerină cu un anume simț al lumii al esteticului, dar și al dorinței de a reuși mai tânără în cuplu cu un scritor, un scritor care în România fusese celebru și care ajunge în New York încercând să domodească soției și țării că va reuși. Și Sies, cred. Și sieși, în primul rând, da. că va reuși. Aceasta este, de fapt, cum să spun, miezul de la care am pornit povestea, dar pe aceste două personaje există destinele multor altor cupluri pe care le-am cunoscut, studiat, încercat să le înțeleg. Este cumva un fenomen oarecum comun al artistului, creatorului și mai ales scriitorului care operează cu limba maternă. Ia, limba maternă este cea mai importantă zestre și cel mai mare atu, dar poate deveni în momentul în care el vrea să se impună ca scriitor într-o țară străină într-o limbă străină pe care nu poate stăpâni în rafinamentul și subtilitățile limbii materne, poate deveni un handicap. Da, și o să revenim la aspectul acesta din roman pentru că este într adevăr foarte interesant, dar aș mai rămâne puțin la emigrație și emigranții. Faceți chiar în primele pagini ale cărții o tipologie emigrantului. Găsiți patru categorii nu, de emigranți și cred că, nu știu, vă referiți în general la emigranți. De data aceasta, probabil și pentru cei mai vechi, de dinainte de 89 și pentru cei de acum, se potrivește tipologia aceasta? E o speculație, o speculație pe Zodii, bineînțeles. Da, acolo vine. Emigranți de apă, emigranți da. de foc, emigranți de pământ și emigranți de aer. Tot ce pot să vă spun că emigranții de apă sunt cei mai adaptabili. Adică sunt fluizi, iau forma vasului în care sunt puși, se adaptează ușor. Cei de pământ sunt foarte tălurici și se sunt foarte înrădăcinați. Nu îi scoți ușor din matca lor. Cei uh, de aer sunt interesanți pentru că ei au rădăcinile în cer. Sunt etern călători. Uh, sunt uh, oameni care pot să emigreze de mai multe ori, dar nu, uh, nu se stabilesc cu ușurință niciunde. Iar cei de foc sunt uh, cei foarte determinați să reușească. Sunt cei pentru care elementele astea uh, nu reprezintă mare lucru atâta timp cât au fie o dorință de reușită, fie de parvenire, interesant. Pentru că și asta este un subiect care m-a preocupat. Am văzut eșecul unor oameni în emigrație de mare calitate, intelectuală, profesională, și ascensiunea și succesul uh, celor care au știut să speculeze uh, lumea, cea o, nouă. lumea cea nouă și au, încer au înțeles oportunitatea, în cuvântul acesta, ca pe un oportunism favorabil reușitei lor. Nu e de condamnat, e de admirat. Uh, n -n pentru că nu mai, la vârsta asta nu numai că nu ne mai gândim la viitor, dar nu mai lansăm nici judecăți ultimative. Până la urmă, e de admirat, fiindcă fiecare încearcă să găsească calea să supraviețuiască, să reușească și să o ducă mai bine. Să știți că obsesia oricărui emigrant care a reușit e să nu sărăcească. Să nu ajungă în destinul de început Nu mi-am dat seama de asta Dar vorbind cu foarte mulți Pentru că În New York este o emigrație enormă Numai din, din toate țările Europei de est Dar și din Europa de vest Dar și din Asia Și în cercul nostru de prieteni, de scritori Avem un eșantion foarte divers E, spaima tuturor Este că Nimeni nu pleacă de acasă, cum se zice, de bine, vorbind de emigranți. Sau unii pleacă pentru uh, o curiozitate sau o, o șansă mai mare profesională sau artistică. Oricum ar fi, se află într-o situație superioară, teoretic, celei din care au venit. Ei bine, a lăsat să scape printre degete norocul, devine o obsesie sau ceea ce ai reușit să obții. Și mulți nu se vinde că de o formă de zgârcenie, dacă vreți, luați-o metaforic, cu care vor muri, pentru că tot timpul nu le vine să creadă că ei sunt în postura să-și permită ceva, dar dacă acel ceva va o dispărea prin, printr-o da, printr conjunctură. Nu, nu e nimic ciudat și nici de mirare, pentru că suntem totuși și niște oameni care trăim din amintirile Trecutul nostru reprezintă amintirile noastre. Și chiar dacă vrem să îngropăm trecutul și îl îngropăm de multe ori cât de adânc și cu multă precizie, amintirile ies tot timpul la suprafață. Uh, vedeți, vorbeați de pandemie, de care eu n-aș mai vorbi, nu pentru că nu mă interesează, pe mine mă interesează și aș vorbi foarte mult, dar am observat o formă de saturație pe fețele oamenilor. Orice aduci vorba despre mască, covid, pandemie toată lumea și de ochii peste cap toți, ah, mai lăsați-ne, ne, ne ajuns ne-am săturat așa era și cu, după căderea comunismului să scriem despre comunism, să vorbim despre și era aceeași tip de reacție doamne, noi vrem să uităm de asta nu mai, lăsați-ne în pace cu Nici trecutul. subiect nu ține prea mult agenda, nu știu da, da, a da. societății când oamenii au fost afectați și au fost afectați diferit dar cu intensități diferite și cu perioade de timp complet diferite, dar nu mai puțin dramatic, într-un fel. Poate că exagerez acum, numai că efectele acestui experiment social creat de această pandemie asupra psihicului uman cred că încă nu sunt evaluate. Și cred că o să descoperim oameni care nu și-au schimbat numai stilul de viață, în sensul că au lucrat de acasă, vorbesc în New York pentru un an sau doi și vor rămâne să lucreze de acasă toată viața. Pe asta e o schimbare majoră. Uh, oameni care au renunțat la anumite plăceri sau anumite lucruri pe, de teamă, de teamă să nu, uh, pentru că există și astfel de persoane care au dezvoltat o fobie. Deci dacă eu tușesc pe stradă, trei traversează. Și eu, cum să spun, am mânecat un pic. Da, bine, nu știu în România dacă este chiar așa, pentru că noi avem un umor din ăsta care ne mai salvează uneori. Și în România am văzut, de exemplu, într-o mașină un tip singur cu mască. Da. Ceea ce, mă rog, în New York văd tot timpul. Unor ale și plac interdicțiile, nu știu cum să spun. De exemplu, americanii care nu au avut niciodată vreo interdicție, în timpul pandemiei au fost de o disciplină. Vorbesc de orașele de pe coastă, cele... A o fost un lucru nou, interesant, inedit. Extraordinar. Și da. unii cred că o să rămână cu mască până la sfârșitul vieții. Dacă ne întoarcem un pic la ideea aceasta de oportunitate, oportunism, compromis în Nații, nu știu, face o carieră, în nații duce visul la îndeplinire. Avem tipologiile acestea în roman, în ce privește un scriitor, nu? Este Fred cel care eșuează, ratează, și este un alt scriitor care se bucură de succes, nu mi-aduc aminte acum numele, Sebastian. Fate? Sebastian, da. Cât de, nu știu, până unde se poate merge cu compromisul în artă, în creație, pentru că Până la urmă, esența artei, a literaturii, este libertatea. Da, acum, compromisul în sine ține puțin și de a fi tu maleabil, a intra în niște cercuri de putere, a accepta să scrii o carte într-o formulă de succes, de public, ceea ce unii scriitori, vorbim acum de Statele Unite, unii scriitori sunt dispuși să facă și alții nu. știu scriitori care au fost publicați în edituri mari pentru că și au acceptat să luc să scrie o carte după indicațiile redactorului care i-au spus, dar prin redactor să înțelege altceva da, da, apare sunt și puțin. în paginile cărții nu? Da, adică editorul îl dirigează astfel încât să producă o carte pe care numai ca el să o vândă și să aibă un oarecare profit dar să reprezinte ceva Cred că și în România deja se întâmplă. Probabil. Mult mai puțin, dar se întâmplă da. deja. E, asta puteți să numiți compromis, dar poate să fie și înțelepciunea unui autor de a trece peste orgoliu. Că mulți cred că fiecare cuvânt pe care îl scriu este esențial și produc, nu știu, un roman de 700 de pagini, când poate că un, unul de 300 ar fi fost, cum să spun, o variantă mai fericită. Vor exemple, cum să spun, nu mă gândesc la cineva sau ceva anume, dar există și acest orgoliu, orice scriu trebuie păstrat și există alții care spun, eu fac ce mi se spune ca să reușesc. Nu, nu e de condamnat nimic. America este o țară necruțătoare din punct de vedere al competiției și a reușitei. Sunt exemple de eu însă cunosc persoane apropiate mie, americani, care, cum se spune, au dat lovitura peste noapte, la modul propriu. Pentru că, exact cum au spus, s-au lăsat ghidați de un antrenor al succesului, fiindcă există o școală a succesului în America, care te pot învăța cum să fii campion, sigur, trebuie să ai și tu ceva de oferit și trebuie să te lași în mâna lor. Deci există astfel de posibilități. Numai că nimeni nu pariază pe cai pierzător, ci numai pe cai câștigător. Deci vorbim de, de aici în sus ce se poate face. Uh, personajul Fră, de exemplu, resimte lucrul uh, lucrurile astea ca pe o nouă cenzură. O nouă cenzură... Care e reală. Asemănătoare cumva celei comuniste. Nu? Atunci nu puteai să ataci anumite subiecte, acum trebuie să scrii într-un anumit fel sau în anumite formule, în anumite tipare. Da, Fred al meu are dreptate. El a înlocuit o cenzură uh, din uh, comunism cu o cenzură a pieței, a comercialului, dar și cu o cenzură a corectitudinii politice uh, în care el nu este dispus să facă acest compromis. El este exemplu de îndărătnic, de personaj care rămâne cu, per cu preferă eșecul, preferă să fie înghițit de propriile lui obsesii și Nerealizări decât să facă acest compromis în lumea liberă. Atunci, de ce să nu mai numește lumea liberă dacă în loc de acelui zid avem acum multe garduri, dar suficient de înalte ca să nu poate fi sărite ușor? Și această cenzură în artă și în literatura din America este tot mai prezentă și este în multe, în multe paliere culturale, începând cu dansul. Un spectacol de dans poate fi, am fost participat la unul ca acesta, poate fi ușor transformat într-o tribună politică. Activismul acesta al neoliberalismului se vede foarte clar în artă, pentru că, de fapt, ei sunt, proveniența lor vine din această elită culturală. Și e trist pentru mine să văd politizarea. Dacă vreți, și activismul cultural, pe măsura celui pe care l-am trăit, cum se spune, în epoca de foarte tristă amintire, și uite că revine. Un activism în... explicit și cumva străin operei propriu-zise, să zicem. Da, da. Și, da o să, și tocmai de aceea. O să ajungă și aici încet. Adică deja în Europa de vest se simte și probabil și aici. Și se mai întâmplă ceva, există de fapt o autocenzură. Am fost de, de curând la premiera la Teatru Național din București cu creatorul de altă. E bine, această piesă n-ar putea fi jucată în Statele Unite niciodată. Niciodată. Așa că încă bucurați-vă de puțină libertate. <laughs> da. Să revenim un pic și la discuția aceasta a situației speciale a scritorului. Pentru că, într-adevăr, scritorul există și este extrem de strâns legat de cuvinte, de limba. De limba în care s-a format, cel puțin pentru generațiile noastre, să zicem. Poate acum, pentru un tânăr, nu mai este chiar atât de important. Și atunci există nu o, un lucru în plus de depășit. Va putea să asimileze limba nouă. Ca pe cea maternă, atât de bine să o stăpânească, să știe toate nuanțele. Mulți aleg să scrie în continuare în limba maternă, este și opțiunea lui Fred în carte, este și opțiunea dumneavoastră pentru poezie, pentru proză, scrieți în limba română în continuare. Cum e relația asta între două limbi? Absolut, și vă scrie în limba română toată viața, neînsemnând că nu dețin limba engleză, o dețin suficient de bine. Dar nu-mi permit, nu permit în niciun fel să risc penibilul de a nu fi în interiorul cuvintelor și nuanțelor pe care limba maternă le are. Nu sunt capabilă și e foarte bine că nu sunt capabilă, sau să nu cumva să mi se pară că aș fi capabilă, asta ar fi un dezastru. Să am cumva această aroganță să mă cred. Un, perf un, un profesionist al cuvintelor într-o limbă învățată târziu eu am emigrat la 40 de ani dar nici, aș, nici și dacă aș fi venit mai devreme orice altceva decât scrisul se poate translata de altfel extrem de puțini scritori au scris în limba uh, uh, de adopție, foarte puțin exemplele sunt pe degete Uh, și asta înseamnă totuși o responsabilitate a scritorului uh, și, uh, o, și un respect pentru cuvânt. Nu am deloc această obsesie, mai bine un traducător uh, care să te transpună tradutore, traditore, toate discuțiile astea interminabile, cred că nu mai fac sens în, în această, pentru că, Odată cu căderea granițelor, au căzut tot felul de alte bariere care erau mai mult mentale sau ale noastre personale. Cred că acum circulația și a literaturii se face mult mai ușor, sunt la enorm de multe traduceri, s-a creat o școală nouă de traducători, oameni tineri, care înainte nu existau, de exemplu. Foarte greu să traduci din engleză în română, foarte ușor pentru un român soț. Dar pentru un român să traducă din română în engleză e aproape imposibil, pentru că degeaba este limba engleză, că nu există sufletul acelei cărți, acelei limbi. Spunați, cred că în puterea cuvintelor, că emigrația pentru un scriitor înseamnă, în primul rând, emigrația într-o altă limbă da. și că este un proces care... E nu se încheie niciodată și la început e foarte frustrant uh, pentru că sigur vrei vrei să te adaptezi vrei să deții limba bine nu neapărat să scrii în ea nu? dar să fii confortabil în ea și încep să citești și citeam foarte mult când ceva îmi plăcea foarte mult, simțeam că îmi place, mă duceam și găseam varianta română pentru că ele cădeau altfel în interiorul sufletului meu. Simțeam. Adică limba adoptivă, limba străină, o înțelegi cu capul, iar limba maternă cu inima, nu știu cum. am o poezie, nu aveam nicio, nicio emoție. Păi când o citești în limba română, te atinge. Și așa că vă încredințați cărțile pentru a primi haina limbii adoptive unor traducători. Și chiar vreau pe calea asta să și anunțăm că a apărut, nu? Traducerea Umbrii da. Pierdute. În limba, engleză, în limba engleză, The Lost Shadow, la New Meridian Arts în New York, în traducerea Alexandrei Carides. Cu ea, de altfel, am mai lucrat și am publicat un, un horoscop al emigrantului, um, pe care l-am publicat în limba română, o, vari o variantă... O scurtă, nu? E Sau, nu, e chiar a, un horoscop. Chiar un horoscop, mă gândeam un... la cartea Valiza cu melci. Da, Valiza da. cu melci, un horoscop al emigrantului, este chiar un horoscop, pornind de la ideea că emigrantul se naște de două ori, deși va muri o singură dată. Se naște a doua oară într-o altă limbă, într-o altă cultură, cu o altă configurație stelară deasupra capului, practic el este omul cu două destine, are o formă de duplicitate existențială. Așa că am comparat am, uh, horoscopul vestic cu cel asiatic pe ideea că pentru un emigrant cel mai important este anul în care își schimbă destinul, după cum pentru noi important este ziua și uh, data nașterii. Dar un emigrant nu e întrebat tu câți ani ai în New York, este atunci în ce an ai venit aici. Așa că anul în care ai venit este definitoriu și horoscopul asiatic are zodiacul pe baza anilor, cum știți. Deci am găsit, dacă vreți, un, un joc, un joc uh, zodiacal în care să pot să prezint niște personalități de emigranți. Uh cum este cu personajele? Cum este cu personajele acestea care uneori, iată, își cer dreptul la viață în încă o carte? Spuneați că aveți un cerc larg de cunoștințe din lumea aceasta a emigranților, că sunteți atentă la poveștile lor și că probabil din poveștile acestea multe se țese un destin, un personaj. Cum se naște el? Mulți încă se gândesc că ceea ce găsesc în paginile unei cărți este o transpunere mot-a-mot din realitate. Chiar și Mimi, personajul cărții Singurătatea Bărbaților, credă lucrul ăsta temându-se că apare în presupusul manuscris al romanului lui Fred și nu este prezentat în cea mai bună lumină. Da. Cum o să încerc să... să și găsesc în uh, carte dacă. Da. După ce a apărut Umbra Pierdută, interesant este că anumite persoane au crezut că e vorba despre ele. Chiar uh, mama unei prietene din Los Angeles uh, a zis: Să-i spui lui Carmen Firan că mi-a scris viața, eu sunt Mimi. <laughs> Ceea ce e un compliment. De deci ce e un compliment? Că dacă cineva se recunoaște sau îi se pare că se recunoaște într-o carte, Asta este cel mai mare compliment pentru un scriitor, că înseamnă că tu ai ajuns practic să citești niște persoane cu care nu te ai întâlnit niciodată sau că există acolo ceva etern uman. Nu vreau, ști... adică vreau să, adică să vreau să-mi păstrez modestia, dar asta este cu adevărat un compliment când cineva se descoperă sau crede că ai scris despre el. Și nu e prima oară când mi s-a întâmplat. Am scris o Nuvelă, un trio pentru infern și în New York o regizoare austriacă mi-a spus tu ai scris povestea tatălui meu. Eu abia o întâlnisem în New York, habar nu aveam povestea tatălui ei, era exact povestea nuvelei. Acum, ficțiunea totdeauna bate realitatea în sensul că este poți să te joci și să-ți imaginezi ce vrei. E imposibil să nu cazi la un moment dat pe ceva ce cineva Cândva a trăit, că în fond, totu experiențele noastre de viață, cât ar fi de diverse, sunt totuși limitate. Nu, sunt, nu putem trăi chiar o infinitate de situații, deci nu este chiar un miracol. Da, iată ce spune Mimi. Mă prezenta ca pe un monstru, monstru, o femeie mediocră, parvenită, el care s-a străduit să mă educe, să mă cultive, eu care m-am sacrificat pentru el, să aibă tot ce-și dorea și cu ce m-am ales, insulte. Iar prietenul lui Fred, Jim, îi explică. Uh, cum se transpune în uh, realitatea într-un personaj. Trebuie să te împași cu ideea că scritorii își trag poveștile din lumea de lângă ei, nu din lipsă de imaginație, ci pentru că realitatea depășește orice imaginație. Rude, prieten, cunoștință întâmplătoare, în cuvânt, o scenă, o amintire spusă de cineva, poate declanșa ideea unei cărți. Uh, da, da, și are dreptate. Și mai este ceva. Eu întotdeauna am fost curioasă și nerăbdătoare. Dar sunt foarte curioasă în oameni deși nu par. par că, dacă sunt într-un loc parcă mă plictisesc. Dar eu, mă plictisesc. Dar în timp ce mă plictisesc, înregistrez gesturi, replici, figuri care pot să apară într-o scriere peste un an, doi, trei sau niciodată. Dar e interesant cum în momentul în care, pentru cum scrii, eu când scriu, de exemplu, văd un film. În mintea mea se desfășoară un film când scriu. Și practic eu scriu pe hârtie filmul care, pe care mi-l desfășor o scenă, vreau să zic. Când scriu o scenă între un bărbat și o femeie, eu păi ai văd, ca într-un film. Îi aud și eu scriu decât transcriu ce spun ei. Da, fiind uh, vorba despre scriitori, apărând uh, mai multe personaje scriitori în uh, aceste două romane ale dumneavoastră, cred că mulți au încercat cumva să-i identifice, să afle, să se gândească cine ar putea fi. Mai ales că vorbim și de New York, de o comunitate românească, e adevărat. Și chiar un prieten român uh, din uh, New York a zis, m-am citit cartea și așteptam să văd unde sunt eu. Zic, și ai văzut? Zice, mi se pare că am văzut, dar nu îndrăznesc să te întreb. Fiindcă uh, trebuie să păstrăm și misterul totuși. Și chiar dumneavoastră mărturiseați undeva că un personaj episodic din Umbra Pierdută, o pictoriță româncă emigrantă, are ceva din uh, scritoarea Nina Acasian. Asta așa, ca o picanterie, ca o... că Ia probabil de lucrurile de genul ăsta îi atrag pe mulți să deschidă o carte, mă gândesc. <laughs> Dar nu este, adică îi, tragem, <laughs> îi atragem într-o capcană. Da. <laughs> nu este un portret neapărat eu știu favorabil al Ninei Casian, cel pe care îl propuneți în personajul din carte. Nina era absolut magică și poate că nu e un portret favorabil, dar este un portret puternic. Pentru și asta că e important într-o carte. Nina era o persoană destul de crudă. Când Fred se duce să-i ceară un sfat, ea îi spune, dragă, te-a aruncat în ocean, în noată. Până la urmă, fiecare reușește prin propriile lui dat din brațe. Ea avea tipul ăsta de cruzime, dar de cruzime nobilă, frumoasă, jucăușă. Sigur că Fred nu era cel mai bun interlocutor pentru cinismul ei, dar asta e viața. Acum... Eu nu fac dreptate aici, eu expun lucrurile, nu încerc să uh, fac judecăți sau să salvez vreo situație. Uh, romanul, este, romanul este și despre cuplu, așa cum spuneați. Este o, de fapt o poveste de dragoste sau este și o poveste de dragoste care se năruie, uh, este, cred... Nu știu, se vorbește mult sau se invocă mult la un divorț nepotrivirea de caracter. Și cred că este adevărat în cazul celor două personaje propuse aici, a relațiilor de cuplu. Și e cumva o balanță, nu? Fred pornește de pe o poziție de sus, coboară încet, încet, pentru ca Pimi să ajungă în poziția în care cumva își strivește partenerul până la final. Cel da. puțin mie așa mi s a părut. Da, e așa, dar cred că. Ar, uh, dar mai e ceva. E o poveste de dragoste adevărată. Ea, de da. fapt, nu se năruiește niciodată. Dezamăgirea Mimi, că fred, soțul ei, pe care îl admiră, pe care, uh, aș, se, pentru care se sacrifică, nu e în stare, nu, de fapt, nu să o satisfacă pe el, ci el, pentru el, să aibă ceea ce merită. Uh, o tristează dar nu îndepărtează de el. Eu cred că oamenii ăștia doi se iubesc până la sfârșit. Nu o să spunem ce înseamnă sfârșit și care e sfârșitul. Uh, și cred că tocmai de aceea singurătatea bărbaților, al doilea roman, s-a cerut scris personajele pentru că încă nu elucidase misterele legături între acești doi oameni, care uh, sunt niște legături foarte puternice. Dar de ce singurătatea bărbaților? De ce ați ales titlul ăsta până este, la urmă? Este titlul unui roman pe care Fred trebuia să scrie, dar l-a scris prietenul lui, scritorul de succes cu compromisul despre care, pe care l-a mintat Sebastian. Deci este vorba de romanul... Despre, din roman. Din roman. E. la Bookfest Elena Ștefoi și Ioana Ieronim, două dintre poetele pe care le prețuiesc și care mi-au dat un mi-au scris despre carte, Elena Ștefoia a spus: Îmi pare rău să vă spun, dar după Umbra pierdută și singurătatea bărbaților, Carmen trebuie să mai scrie încă un roman. Pentru că această singurătate a bărbaților se termine cu misterul unui manuscris care, în sfârșit, apare, se numește Singurătatea bărbaților, dar nu știm ce e în el. Așa că s-ar putea, nu știu ce o să mi se întâmple, s-ar putea că ăștia să nu moară nici acum, să mai vin și cu altele acasă. Da, bine, mai sunt și alte fire în roman, este despre bătrânețe, despre moarte, cum se insinuează ele în viețile noastre și la ce ne duc, cât de greu este să acceptăm toate lucrurile astea, nu mai avem foarte mult timp și aș vrea totuși să amintim așa cât, cât mai putem și despre... Uh, faptul că participa și la uh, coloviile Scrisul Românesc uh, colovii care se desfășoară an de an au ajuns la ediția 16 mm -hmm. anul acesta și este și o sărbătoare se împlinesc 95 de ani de când a apărut primul număr al revistei reviste. Scrisul Românesc și 100 de ani de editură da și propun o temă foarte interesantă de actualitate, manipularea informației prin mass media. Da, suntem la Craiova și e o temă a, care pare foarte comună, dar e foarte greu de abordat. E greu de abordat, și extrem de interesantă. Pentru că în când momen, momentul în care vorbești despre manipularea informației, ca să ajungi să discuți acest subiect, cred că trebuie să spunem că străim într-o într eră a unei avalanșe enorme de informații. Suntem bombardați de când ne sculăm până ne culcăm prin telefon, prin toate canalele mediatice cu putință de informații. Ei, noi nu avem timpul să procesăm aceste informații. Noi nu avem nici măcar răgazul să le înțelegem. Citești că au sărit în aer uh, și au murit nu știu câți oameni în Yemen uh, și după aia vezi imediat în Siria și apoi în Ucraina și apoi un dezastru natural în America. Deci nici măcar nu mai mă tihnă pentru dramă să, să ai un moment de înțelegere sau reculegere. Tipul acesta de informații creează de fapt un haos. Și pe forma aceasta de haos, orice manipulare devine posibilă, orice știre pe care o primești, tu nu mai ai puterea să stai puțin să te gândești uh, dacă e veridică și numai că e veridică, cum, care e impactul asupra ta. Pe de altă parte, publicul, ne spuneți, dumneavoastră și e ușor de observat asta, se duce către informația care îi se potrivește cumva. Da, sigur, în America sunt cel puțin două țări complet diferite. Deci cei care sunt manipulați, să zic, în sensul că manipular ce înseamnă? Înseamnă de fapt o, o, știrea prin omisiune sau prin selectare. Deci eu nu mă, Un individ poate să aleagă să asculte, să creadă știrile care sunt în concordanță cu credințele, părerile lui. Orice fel de știre care vine din celălalt, din, din, din zona antipatiei politice sau. Ce, sunt considerate false. Ok? Deci ce nu-mi nu convine mie? E fals. E foarte simplu. Știrile, de fapt, nu sunt false. Și este fars faptul că ajunge la cel care nu o dorește, nu o dorește să o aibă, să o obțină, să o știe. Da, din păcate suntem la finalul emisiunii cei care doresc să aprofundeze subiectul o să apară, nu o carte care da. va conține comunicările prezentate la colloqui. Desigur, îi încurajăm pe toți cei care ne-au privit să caute cărțile dumneavoastră în librării, să caute în general literatură bună în librării. Vă mulțumesc foarte mult pentru și prezență și cu drag vă aștept oricând ajungeți în România. Vă mulțumesc și dumneavoastră doamnelor și domnilor și vă aștept la o ediție viitoare.